Darius este pruncul unei familii din Tulcea care a fost adus la mănăstirea Hadâmbu în primăvara anului 2019 din cauza unor probleme de sănătate. A stat internat la Spitalul Județean Galați și la Spitalul Clinic de Urgențe pentru Copii din București, întrucât s-a simțit rău și nu mai putea mânca și să bea apă. Astfel, medicii au montat o sondă pentru a fi alimentat. Văzând că medicii nu reușesc să stabilească un diagnostic, părinții lui l-au adus la icoana făcătoare de minunea Maicii Domnului de la mănăstirea Hadâmbu. Timp de mai multe zile a primit trupul și sângele Mântuitorului Hristos, iar părinții și rudele au participat la toate sfintele slujbe. La 40 de zile după ce Darius Mihai a revenit acasă cu părinții lui, a început să mănânce. Părinții l-au adus din nou la mănăstirea Hadâmbu pentru a-i mulțumi Maicii Domnului. Timpul a trecut astfel că Darius a ajuns la aproape 2 ani și jumătate supraponderal, fiind ajutat de părinți să meargă. În același timp a fost supus unor consultații de specialitate amănunțite. Micuțul, împreună cu părinții lui, a ajuns din nou la mănăstirea Hadâmbu, la praznicul nașterii Maicii Domnului din acest an. Imediat ce s-au întors acasă, Darius a început să meargă și să spună câteva cuvinte. Copilul de mână de la mănăstirea Hadâmbu și când ajunge acasă vrea să meargă singur. Am rămas uimiți, mărturisesc că Măicuța Domnului prin icoana sa făcătoare de minuni de la mănăstirea Hadâmbu chiar face minuni. Este multă lume necredincioasă, însă noi am văzut lucrarea Maicii Domnului care a purtat rugăciunile noastre către Bunul Dumnezeu. Măicuța Domnului a făcut o minune chiar de ziua ei. Arhimandritul Nicodim Gheorghiță, starețul mănăstirii Hadâmbu, l-a ținut de mână pe Darius pe aleea din incinta așezării monahale și ne-a spus că o să ajungă cât de repede să meargă singur. Cunosc persoane în necaz cărora le spun să meargă să se roage la Măicuța Domnului, la icoana făcătoare de minuni de la mănăstirea Hadâmbu. A mărturisit tatăl copilului.